Obiectivele specifice ale proiectului sunt conformarea cu angajamentele României pentru implementarea directivei 91 271 per CE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane transpusă în legislația națională prin hotărârea de guvern numărul 352 din 2005. Principalele măsuri propuse vizând următoarele. Creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare, îmbunătățirea calității efluentului, reducerea ratei de infiltrații în sistemul de analizare, îmbunătățirea capacității de gestionare a nămolului provenit de la stațiile de epurare. De asemenea, printre obiective se numără și conformarea cu directiva 98 per 83 per CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin legea numărul 458 din 2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin legea numărul 311 din 2004, principalele măsuri propuse vizând următoarele creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 38 de milioane 35.311 lei, fără TVA, din care contribuția publică este de 35 de milioane 753 de de lei, reprezentând 94% și contribuția operatorului regional este de 2.282.118 lei, reprezentând prezentând 6% și include 4 contracte de presări servicii și 7 contracte de lucrări de tip execuție. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2022.